De-abia m-am trezit, așa că hai să-i dăm bătaie la video, pentru că e senzație. Așa că, după cum vedeți, avem 24.300 trofei, am mai reușit și să mai pușez foarte puțin. Dar nu asta este surpriza de astăzi, pentru că știți foarte bine că s-a lansat noul game mod Hold the Trophy, care este, bă, foarte mișto, excepțional de mișto, pentru că New Event... 2 ore și 44 de minute. Practic, am văzut că avem și un quest de făcut, să câștigăm 15 battle-uri în Hold the Trophy. Bă, game mode-ul ăsta mi se pare foarte tare, deci extraordinar de tare mi se pare game mode-ul ăsta, pentru că îmi place. Față de alte game mode-uri care s-au lansat, nu prea îmi plac toate. De exemplu, Gem Grab, cred că ăla nu-mi place aproape deloc. Nu prea joc eu la Gem Grab pentru că nu-mi place, dar ăsta Hold the Trophy îmi place foarte mult. Haideți să deschidem și noi mai întâi big box-ul ăsta să vedem ce avem aici. Coins, sandy, ok, avem un tuck and doubler, ok, asta e bine. Vedeți că sunt la tier 27 pentru că nu m-am maxat foarte mult ca să cresc în quest-uri. Și nici să cresc în trofee. Așa că o să vreau astăzi să vă arăt, bă, două meciuri pe care le-am dat în hold the trophy, pentru că vreau să fac și quest-ul acesta de 1000 de tokens. Și vreau să vă arăt, bă, un match, bă, mamă, frate, din Hold the Trophy, după cum vedeți, îmi place foarte mult, bă, și e ok. Din câte am observat, ia uitați-vă, deci doar la Hold the Trophy vedeți câte win-uri am, dar am și, bineînțeles, defeat-uri, pentru că atunci nu știam să joc. Dar acum fiți atenți, mamă, tot sunt necat. De aici am mai reușit să mai încerc să joc și cea mai bună echipă din câte am văzut este El Primo, Dynamike și Ems. Am observat că și Ems sau Rosa și ceva de genul. Și Stu ar merge, dar e ok. Hai să vedem. Uite, un match. No replay de... Ah, dar nu pot să dau încă replay la ăsta. Dar de ce? Ciudat. Nu înțeleg de ce nu pot să dau replay la ăsta. Ok, atunci o să vă dau replay la match-ul ăsta. Pentru că exact la ăsta vreau, voiam eu să vă arăt. Pentru că mi s-a părut senzațional. Pentru că eram pe punctul de a câștiga. Vedeți că eu sunt cu El Primo. Mai au și ei încă un El Primo. Și mi se pare foarte tare. Acolo am reușit să-l bat pe celălalt El Primo și din câte văd, Rosa a făcut acolo o greșeală și l-a dat la Stu. Noi eram pe punctul să câștigăm la final. Finalul este excepțional. Eu m-am enervat aici pentru că ăla a aruncat trofeul, frate, în partea cealaltă. Ok, vedeți că l-am bătut. Bum, aici m-a luat celălalt El Primo. Așa, urmează să revin. Ok, am revenit aici. Bineînțeles, încă eram nervos pentru că din greșeala lui ăla mă enervasem. Așa, mă duc acolo spre el. Rosa în partea cealaltă, eu în partea cealaltă. Stu era acolo, m-a luat aici, am impresia, da. Dar eu aveam deja impresia că să o pierdem, pentru că ei au rămas la sfârșit cu 98, frate, și tot noi am câștigat. Mi s-a părut senzație, uite aici, eu eram, încă eram nervos. Mi se pare foarte tare meciul ăsta și de asta vreau să vi-l arăt. Pentru că, bam, acolo ultimata pe Bull. Ok, am reușit să-l iau, îl văzusem pe Stu acolo, a pasat-o frumos, mi-a plăcut cum a pasat-o, aici am încercat să stau pe cât de mult posibil. Văd că El Primo acolo s-a ascuns, dar nu înțeleg de ce. A, tot venea după mine, am înțeles, ok, aici m-am dus, am activat-o și am impresia că l-am luat. Nu, nu l-am luat. Am reușit, m-am dus după Bull, pentru că am văzut că era singur, a, aici sunt mort, ok. Și vedeți că deja erau 82% ei. Și noi eram foarte puțin. Ok, acolo am activat ultimata de la depărtare. Vedeți că erau toți trei acolo. Dacă aș fi activat aici, am luat pe toți, am impresia. L-am luat și pe Rosa și pe Bull am luat. Și aici, bă, culmea, am reușit să ne întoarcem în baza noastră. Am vrut cumva să îl apăr pe ăsta cu trofeu. Vedeți că m-am dus acolo, am văzut că a venit Bull. Aici l-am luat pe Bull. L-am luat și pe Stu. Și asta a fost norocul nostru. Deci Rosa a luat trofeul și am observat că aveam încă șanse. Bă, și atunci mi s-a aprins. Stai puțin, că încă avem șanse. Ok, aici l-am luat pe Bull. Practic nici tu nu mai avea nicio șansă. Nu mai avea nicio șansă. A, ba, stai că m-a luat, nu m-a luat. Ok. Bun. Aici am impresia că a murit, da, a murit. Iar de aici am zis, bă, am pierdut, ce să mai, dar nu. Uitați-vă că au rămas la 98, m-am dus eu repede. Deci dacă nu mă duceam eu repede după Bull. Și vedeți că i-am luat pe toți trei, frate, i-am luat. Ok, nu, doar doi i-am luat. Și aici practic am câștigat. Bă, deci dacă nu mă duceam spre ei și i-am luat pe toți,
direct meci câștigat. Bă, mi s-a părut senzațional meciul ăsta și am fost și star player. Bă, mișto rău a fost. Hai să jucăm și una în real time, cum se spune. Să vedeți totul cu el primul o să joc și joc la random. Ok, Ems, Jesse, ok. Hai că e ok. Cât de cât. A, și aici am făcut o greșeală, trebuia să mă concentrez mai tare pentru că e în real time și de asta. Bun, am luat trofeul. Îl arunc să nu mor și m-am dus, bine. Stai, tată, bun, hai că suntem pe punctul cel bun. Nu. M-am ferit. Uuu, ce bine m-am ferit acolo. Bine, bine. Mi-a plăcut. Ăsta e meci câștigat de noi, n-are cum să nu fie meci câștigat de noi. E incredibil, deci foarte bine. Bun. Și l-am luat, bine. Pasează, 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 pasează. A, e ăla acolo, pasează. Hai că o ține bine, o ține bine. Dar n-am ce să fac pentru că am viață puțină, n-am ce să fac. Dar trebuie să mă întorc. Bun, l-am luat, ăla-i. Iems acolo, bun. Stai așa puțin. Nu, că nu am ce să fac aici. Mamă, și eram pe punctul de a câștiga, ești nebun. Au contracarat foarte bine. Ok, trebuie să mă duc, că altfel n-am ce să fac. Bun, l-am luat, ăla-i. Și acum, salvați-mă. Trebuie să țin trofeul, bun, repede. Hai că-i bine, hai că-i bine. Ah, n-aveam ce să fac acolo, pentru că eram singur, n-aveam ce să fac. Și acum toți trei sunt aici, și mi-am activat și ultimata, frate. Ah, trebuie să mă duc repede după ăștia. Da, n-aveam ce să fac acolo, dar măcar... haide fraților, că puteți. Mamă, și e la el, bă, e la ei. N-avem ce să facem. N-avem ce să facem, e meci pierdut ăsta. No, nu mai. Nu te... Da, meci pierdut, asta e. No, a fost greșeala... Practic, băi, nu știu, scrieți-vă în comentarii a cui a fost greșeala, sincer, pentru că mie mi s-a părut că totuși a fost o mică greșeală. Eu am încercat pe cât de mult posibil să țin trofeul în bază, ați văzut. Dar asta e, mai și pierdem, mai și câștigăm. Practic mai am nevoie de 8 win-uri ca să fac și eu hold the trophy ăsta, că n-am ce să fac altfel. Asta e. Pe lângă asta mai reușit să mai fac și rank 22 la unii brawler, pentru că știți că vreau să-i fac de rank 22. Și asta e, da. Foarte mișto. Scrieți în comentarii ce părere aveți de acest game mod nou, pentru că mie, bă, îmi place foarte mult. Foarte mult. S-ar putea să fie unul dintre game modurile mele favorite. Foarte tare. Așa că ne vedem la ora 5 după amiază. Sau dacă nu, mâine, pentru că am și o explicație de dat, pentru că v-am zis, nu prea reușesc să postez după amiaza. Îmi pare rău pentru că nu am timp. Dar măcar unul pe zi e tot ok. Salutare!